găsit, oameni dragi! Bun găsit, Iulia! Ne-am așezat altițele, ne-am așezat umbrejele și ciocănelele, că așa ne-am surprins una pe cealaltă. Dar în episodul 3 vreau să vă zic că vine lupul! Din nou. Iulia, vine lupul la sfârșit de iunie. Hai să vedem ce se întâmplă, de ce strigăm lupul. Despre ce e vorba? Ce sărbătorim? Vine de multe ori în calendarele noastre populare, de vreo 30 de ori pe an. Sunt zilele de 30 de ori pe an? Cred că peste, da. Da, are foarte multe vara zile. Vara sub semnul lupului stă? Se pare că da, se pare că la sfârșit de cireșar de târcoale din nou lupul. E vorba despre o sărbătoare foarte importantă, o sărbătoare și agrară și pastorală. Ca orice sărbătoare importantă durează 3 zile și se numește Sfânt Petru de Vară. Sfânt Petru de Vară. Sărbătorim în prag de sfinți, da. Nu? De Petru și Pavel. Da. Sfânt Petru de Vară, ghiși cine este? Este fix fratele Sfânt Petrului de Iarnă și el tot patron al lupului. Deci avem pe acest Sfânt Petru de vară și de iarnă, care împarte practic calendarul în două părți egale. Calendarul popular. Deci mari deținători de chei, da. Acești sfinți. Și sigur că da, avem și moșii de Sfânt Petru. Dacă tot este o sărbătoare importantă, este o sărbătoare și de venerare a moșilor, de neam, a strămoșilor, a celor plecați în lumea de dincolo, din familie. E tot cu ceruri deschise? Dacă vorbim de moș, că de câte ori spui că avem zile de moș și sărbătorim? Da, în general sunt sărbători cu ceruri, cu ceruri deschise. Această sărbătoare vine după un post oarecum inedit, pentru că nu are un număr fix de zile, are un număr variabil de zile și este închinat Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Așadar, pe 29 iunie avem moșii de Sfânt Petru. Zilele Sfânt Petrului de vară sunt zile închinate unei divinități care și ea vine din străvechime. E o divinitate autohtonă ce patronează agricultura anunțând pregătirea pentru seceriș și totodată este privită ca un reper, înscriindu-se în acele sărbători orologiu, ca să le spunem așa, pentru că și ea oprește cântecul unei păsări, deci sânzienele au oprit cântecul cucului, iar Sfânt Petru de vară oprește glasul privighetorii. Deci rămânem și fără privighetoare în următoarea perioadă a anului. În schimb, apar licuricii. Începând cu ziua de Sfânt Petru de vară, apar licuricii. E cumva semn că vara se întoarce ușor spre toamnă. Iar despre licurici se spune că au apărut din scânteierile biciului sfântului și au fost trimiși pe pământ ca să nu rătăcească drumul cei rătăciți, să regăsească drumul spre casă. Cât de frumos! Înseamnă că până și natura se îngrijește ca fiul rătăcitor să revină acasă de oriunde ar fi. Este. Avem pe de o parte prestigiul religios al Sfântului Petru, dar cu nimic mai prejos este și Sfânt Petrul de vară, pentru că este o dublă divinitate, o divinitate agrară, care păzește grindina, păzește recoltele, îmblânzește seceta. Este celebrat tocmai ca de protecție a recoltei pârguită și numai bună de cules. Iar începând de acum, este slobot să consum mere. Deci, Merele de vară. Pentru că sunt acre până la final de iunie Toată lumea e tentată să mănânce mere chiar dacă sunt mici și acre. Însă în mod ritual acest lucru este interzis până la Sfânt Petru de vară. Chiar dacă merele de vară de multe ori sunt pârguite, sunt numai bune de consum. Însă nu ai voie să le mănânci înainte de a fi date de pomană
de moșii de Sfânt Petru. Chiar voiam să te întreb, de fiecare moș fie se gătește, se fac pupi, se fac colaci și de data asta dăm de pomană. De data asta dăm de pomană. De multe ori se dau de pomană și fructe sau legume de sezon și sunt cumva obligatoriu de pomană. Însă mărul are o simbolistică extrem de amplă, iar aceste mere date de pomană în moșii de Sfânt Petru sunt date pentru a stâmpăra setea strămoșilor și totodată cu năzuința de a se transforma în lumea cealaltă în mere de aur. Asta e precum în poveste cu... Da. Povestea cu merele de aur. Da. Am consemnat ceva tot din Pamfile. Nicio femeie nu trebuie să mănânce mere până în această zi, fără a face un mare păcat, fără a-i supăra pe morți. După această zi, femeile tinere pot mânca mere, cele bătrâne trebuind să aștepte până la Sfântul Ilie. Uite aici discriminare. Deci, da. Noi cred că mai avem bărbații puțin au voie să mănânce mere, despre bărbați nu scrie nimic. Ei nu pățesc nimic, de data asta nu sunt pedepsiți. Da. Femeile Eva n-are voie să guste voie, din fruct. Femeile tinere au voie, femeile vârznice mai așteaptă un răgaz. Da, și asta nu înțeleg. De ce să aștepte femeile Ilie. Vârznice până la? Nu înțeleg nici eu. Până la Sfântul Ilie. Până la Sfântul Ilie. Da. Păi nu mai avem mult. Nu mai avem chiar mult. O lună, nici o lună până la... Da. Sfântul Ilie. Deci sunt date merele de pomană pentru a stâmpăra setea strămoșilor, sunt duse la biserică, sunt sfințite aceste pomeni în cazul tuturor pomenilor, iar speranța este că ele se vor transforma în mere de aur. Așa cum, și oare așa cum ce spuneam, să facem cu merele de aur? Apar în colindă. Sunt povești despre sau colinde sau poezii, incantații. Cu mărul de aur, da, apare mărul de aur în foarte, foarte multe, colinde. Și de iarnă și de vară, nu? Și de sânziene vorbesc avem colinde sau de drăgaică. Da, un fel de colindat? Un fel de colindat în sensul în care se merge din casă în casă. Drăgaicele mergeau din casă în casă. Dar întorcându-ne la obiceiul acesta al moșilor, deci da, apare de foarte, foarte multe ori de-a lungul calendarului popular. Pentru că neamul este format din cei vii și din cei plecați. Iar cultul acesta arhaic al strămoșilor este întâlnit în toată lumea, la toate popoarele lumii. Despre lup am mai vorbit, nu e bine să-i spui pe nume, trebuie să faci o grămadă de lucruri să-l îndepărtezi de lângă casă. Ca sărbătoarea lupului ține cumva de calendarul pastoral această zi de 29 iunie cu mențiunea că lupul nu este doar un prădător al stânei, este și acela care apără pruncii, care face foarte, foarte multe lucruri bune, care călăuzește sufletul celui plecat, apare ca animal psihopomp, ca animal călăuz al sufletului în foarte multe cântece ceremoniale de mormântare. Deci și lupul are o natură ambivalentă în mitologia noastră. Nu este doar cel rău. Este numit câinii lui Sfânt Petru, fratele și lui. Sfânt Petru este stăpânul lupilor. Da. Fratele lui Sfânt Petru de vară, Sfânt Petru de iarnă, stăpânul lupilor. Și el este stăpânul lupilor la rândul lui, Sfânt Petru de vară. Sunt aceste două divinități, patroane ale lupilor, care împart anul calendaristic în două jumătăți. La fel ca și șarpele, nu? Primăvară, că uite, avem echinocțiile și acum suntem la solstițiu. Noi știm de Sfântul Petru nu numai din calendare, ci și după anumite semne preluate din moși și strămoși. Iar bărbații știu cum să se pregătească când vin lupii la vite, că acum încep să coboare oile de la munte. Deci, în unele zone, probabil, era în zonele probabil mai călduroase, era considerată data aceasta o dată reper și în calendarul pastoral de coborâre a oilor de la munte. În zona noastră, în Transilvania, se mai așteaptă o perioadă până... Da, și gândesc, la 29 iunie, nu cred că... Nu, chiar nimeni. Mă gândesc că poate în sud, în Dobrogea, de unde am, dintr-o culegere de acolo, am extras și citatul ăsta, că ar putea fi o cheie și în calendarul pastoral.
Cam asta a fost Sâmpetrul de vară. Nu se pomenește nimic despre Sfântul Pavel. Avem în schimb și alte ritualuri, Târguri la Sâmpetru de vară, avem renumitele târguri de agricultori, iarmaroace, iar păstorii organizează jocul sclavilor, se numește, un joc ritual fecioresc care este atestat doar la români, la păstoria români. Deci nu îl găsim, nici n-am auzit de el în... Da, nu. În Transilvania, cu siguranță. Nu, în Transilvania, cu siguranță, nu. La păcurarii români apare această formă de manifestare. Avem interdicții de Sâmpetru? Păi, de Sâmpetru, sigur, nu se lucrează, mare sărbătoare. Vorbeam de rusalii, că ne e frică de ele. Vorbim acum de Sâmpetru, la fel o divinitate care de vine de Sâmpetru cu... nu ne e frică, ne e frică de sărbătoarea lupilor adusă de el, ne e frică de lup. Și ne păzim de el. Și la fel o să ajungem tot așa în luna lui Cuptor, iarăși cu frică de da, e o foc, perioadă, frică e o perioadă de mare spaimă în comunitățile țărănești, pentru că vremea este o vreme capricioasă, o vreme care se schimbă peste noapte, care poate prăpădi în orice moment recolta. Și ce poate fi mai destructiv pentru o comunitate rurală decât stârpirea rodului? Deci este considerat un blestem care se abate asupra comunității, pentru că asta însemna odinioară foamete. Da. De asta erau foarte multe ritualuri de a proteja această recoltă prin diverse metode. Da, uite, metode. Vezi, acum înțelegem motivul pentru care ne spuneau bunicile uneori, ești ca vremea. Când? Da, ești ca vremea, ești ca rusali, ești ca rusalile... Ești când cu lumini, când cu umbre, într-un joc care se încheie și reîncepe, într-un joc între sacru și profan, pentru că spiritualitatea, comunitatea sunt atât de importante în lumea satului. Mi-e plac foarte mult sărbătorile acestea pereche, sărbători din iarnă care își regăsesc oglinda în sărbătorile de vară. Și o să vedem că vine luna iulie, vine luna lui Cuptor, care ne aduce o sărbătoare similară. Se regăsește și în ianuarie. Mi se pare foarte importante. Și tot așa o să vedem ce animal totem avem acolo. În special sunt sărbătorile agrare, sunt ținute tocmai împotriva trăznetului, a grindinii. Asta era paza principală. Deci, pe de o parte, țăranul ce își păzea recolta și își păzea turma. Avem sursele de supraviețuire și își păzeau familia, neamul. Păi ăștia suntem, nu? Suntem civilizație pastorală și civilizație agrară, deși cred că prima dată am fost civilizație pastorală. Și ne-am dus cumva de femei. Ele arhivau, mă gândeam așa că făceau primele genealogii în mod involuntar, prin acele pomenice duse la biserică. Cu ocazia acestor zile atât de importante. Cu tot neamul. Da. Cu tot neamul, da. Cu tot ce își aminteau din neam. Această formă de memorie. Și de memorie păi scrisă. Păi altfel cum să fi păstrat toate... Da, și la amintirea vie, da, cum să fi păstrat tradițiile. Străbunicul, dar cum se chema? Da, cum se chema? Da. Și erau toți trecuți pe pomelnic într-o veșnică pomenire. Lor li se aduceau mere acum de Sâmpetru. Și astea se transformau în aur dacă erau sfințite. Să știi că am ajuns și la finalul acestui episod. Uite, sunt vezi cât de repede trec. Da. Sunt pe de vară de pe 29. Suntem la final de Da, la final de iunie, la final de Cireșar, urmează luna Cuptor. O să vedeți, este o lună foarte, foarte importantă, pentru că apar și se manifestă divinitățile focului în toată puterea și splendoarea lor. Rămâneți pe recepție, o să vedeți ce urmează în episodul 4 când intrăm în plin în luna lui Cuptor. Mulțumim Iulia, mulțumim Arcub și Casei Iliad.